Acum, stăpânul dumneavoastră. Mai veniți la cursul de. Sunt juriștii, domnul Ilan Șor, sunt juriștii partidului politic Șor. Păi spuneți că domnul Ilan Șor va trimite? Păi documente, v-am spus că este gata, s-au colectat semnături aproape o lună în urmă. Și această lună noi nu putem. De atâta că am înțeles că azi o să avem ocazia să o vedem pe dumneavoastră personal și să înmânăm acest pachet document. Cu păreri de rău, domnul. Am încercat, nu primesc ei acolo așa ceva. V-am spus și pe poșta electronică care motivează că nu trimitem. Ce vă nemulțumește? Defăimarea liderului nostru, domnul Ilan Șor. Cum a fost defăimarea? Prin postările, verificați, aveți tehnologie, este Facebook, prin postări, prin pres-conferințele dumneavoastră și prin tot ceea ce ea face. Jos Maia Sandu! Uitați-vă! Jos Maia Sandu! 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 Thank you.
Doamne, ce vrei de la Maia Sandu? Maia Sandu, să duc cu unde a venit. De unde a venit? Din America. Dar voi zilele să ne dea. Nu mi-a adus și vom șo. Eu sunt gravid. Cu ideea mea, eu sunt gravid. La ce idee aveți? Să o susțin și la șo. Eu trebuie să spun cu furat, dar aici nu furat. Dați corpul. Лично в руки, чтобы она знала, что мы недовольны тем, что она поливает нашу партию незаконно грязью. И все. Вот у человека, у юриста документы. Три минуты за шоу. Про какую партию? Про партию ШОР. Что именно? Что именно? А вы не видите, смотрите, сколько пресс-конференций, в Фейсбуке, везде, сколько грязи льется на эту партию, на нашего лидера. Вот мы пришли выразить свое недовольство, но она не берет документы. Уже больше месяца бегает от нас, бегает. Там, где она сидит в СЕДИУ, не принимает. Ничего нигде, нигде ее поймать нельзя. Почту тоже она не принимает. И она не помнит, что еще. Как вас зовут, прошу прощения? Меня зовут Людмила. Вы как-то вот... Я не такой доступен, я просто свободный человек, чисто дать себе писал. Ну, да, друзья, нам персонал ел все. Что у вас, кто его ладшего, что кто-то пускал, с вас тут... А че, а я могу лучше? Да ну, я вам такой. Ну, нам вот тут родили. Ну, посмотрите, что он принес. Здравствуйте. Бună ziua. Poftiți-mi, vă rog, frumos. Cine sunteți și nedumerile de dumneavoastră? Mă numesc Vasile Stanislav, sunt de la Partidul Politic Șor. Avem o lună de zile de când o căutăm pe doamna Maia Sandu să primească acest pachet documente, să primească această cerere prealabilă. Dar, părerea de rău, e cerere prealabilă pentru defăimarea liderului nostru, domnul Ilan Șor. Și am venit aici și am crezut ca să avem acces să-i înmânăm față de presa de voi, stimați jurnaliști, să vadă lumea că nu noi am dat această cerere, că are mai bine 3 săptămâni când spune că nu primește nimic, poșta electronică trimitem, ea spune că nu ajunge, simpli lucrători poștali tot vin la dânsa în oficiu, spun că aici noi oficiu. Vreau frumos câteva pretenții anume concrete față de dumneavoastră. Are foarte mult timp de când personalul ia prin toate conferințele, prin postările sale pe Facebook, atacă pe domnul Ilan Șor. Și de ce evident că toate acele postări pe unul mai țin minte, dar ele sunt în cerere descrisă și cred că odată și odată vor ajunge și va ajunge momentul și justiția se va exprima pe acesta. De ce dumneavoastră nu a luat aceste părinte? Eu nu vă pot spune că de o lună de zile, vă spun, chiar personal la oficiul lor, nu, simplu lucrător poștal, nu poate lăsa pachetul de documente, că nimeni se motivează cu ea, nu e acolo personal. Dar ca să le spun cu care, că ea să primească aceste documente, să-și știască și să-și schimbe atitudinea? Sau? Dar nu numai să-și schimbe atitudinea. Ei trebuie să înțeleagă că vom lupta și pentru toate aceste postări și toate aceste declarații în gol care ei le face, ea vă răspunde. Mulțumesc mult! Не дает покоя никому, ни кишиневцам, ни аргеевкам. Ни аргеевцам. И что? Потому что она обосрала, как хотела, нашего мэра. И поэтому мы хотели вот давать документы в руки. Что она убежала сейчас как... Ну, что она бежит от людей? Что она боится? Что мы ей сделаем? Отдали бы документы и все. Почему вы нас не пускали? Ну, это не наше здание. Так вы же были там. Да, но мы то есть не можем кого-то пускать. Да, но вы нас так окружали хорошо, чтобы мы ее не видели. Вот я хочу по телевизору видеть вот это, что я вам говорю сейчас. Обязательно посмотрите на третьем канале.
А в чем конкретно недовольство? Если можно, две там претензии конкретные. Так претензии, что она, что Илан Шор украл, что Илан Шор сейчас делает из миллиарда. Так это что? Сколько ей помог Илан Шор? Все время и были сначала, ой, ну, а даже вы... не хочу говорить, мы хотим с ней говорить и все. Что вы думаете? Люди хотят поговорить с ней. Ну а в принципе про нее, про политику, мы сами что вы думаете? Что про политику? Она, что она делала? Она закрыла школы. Что она хорошее делает? Мы ее не любим совсем. Совсем. Попор не любит ее. Больше я ничего не могу говорить. Понятно. В одно слово, что она обидела очень много нашего примаря. Спасибо. Не шали ее встречать. Шестюхи боят партии, бунт боят гештеп. Că sunt presiunea cuiva, el a dat banii, asta e altceva. Dar el nu a luat și nu a furat. Dacă el fura, el fugea de mult. Ce ați zis astăzi? Să ținem că se poate să dea documentele, să vadă briefing, să vadă țara toate, că el e o mânată. El spune minciuni, că nu i-o primesc, că nu i-o dat, că nu i-o dat. Actele este adeta că îl bărbești pe domnul Ilașor, toate bărbele care le scrie. Ce înseamnă cine mea? Dar cum la bărbești? Dumneavoastră vieți, este în internet, pete ce-o bărbești. Păi dumneavoastră trebuie da. De atâta că să nu ponegrească pe domnul Ilașor. Dar cum la ponegrească? Dacă el știe că e interiat, că are drept la cei ce bărbești. Ați văzut și dumneavoastră pe internet? Trebuie să nu se spune. De ce e să ascunde de lume? Planeta, aici planeta,